Bărbatul de 33 de ani a devenit celebru după ce în iulie 2015, în urma unui conflict, l-a tăiat cu sabia pe adversarul său. Victima avea o rană lungă de 45 de centimetri care îi atinsese și vase principale de sânge, starea lui fiind critică. După comiterea faptei, agresorul a fugit fiind prins în Malmö, în Suedia. A fost condamnat la 5 ani și 10 luni pentru tentativă de omor. Eliberat în octombrie 2018 din penitenciarul Târgu Jiu, individul și-a continuat violențele care au culminat în decembrie cu un act de agresiune tot într-un local. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, au luat măsura reținerii față de un bărbat de 33 de ani în urma unui conflict petrecut într-un local din Pitești în cursul lunii decembrie. Bărbatul în cauză a fost liberat condiționat în cursul lunii octombrie 2018, având de executat un arest de peste 700 de zile.